În perioada 31 octombrie-1 noiembrie 2024 a avut loc la Ploiești cea de-a treia ediție a summitului cu tema Deschide noi căi pentru inovare prin soluții pentru viitorul tranziției verzi și digitale. Evenimentul a avut ca scop să aducă la aceeași masă furnizori de tehnologie, autorități publice și reprezentanți ai unor centre de digitalizare din țară și din străinătate cu scopul dezvoltării unor proiecte comune. We'd like to discuss about digital transformation. About what is digital innovation, what is the relation between digital transformation and innovation, and also to present to us a lot of activities, best practices, services offered. Ce măsuri concrete are în vedere Ministerul Economiei pentru a sprijini digitalizarea mediului de afaceri privat? Suntem în discuții cu toate asociațiile patronale din toate domeniile unde Ministerul Economiei este implicat și puține sunt acelea unde nu este implicat. Sigur, fondurile vin în general din fonduri europene și atunci avem parteneri, Ministerul Investițiilor și Proiectele Europene sau Ministerul Digitalizării, Cercetării și Inovării și cu Bogdan Ivan și cu Adrian Căciu. Suntem în dialog tot timpul pentru a veni cu programele acelea de care au nevoie întreprinderile mici și mijlocii. Noi desfășurăm aceste programe prin intermediul agențiilor pentru IMM-uri care au o distribuție regională și asta ne ajută foarte mult să venim în contact direct cu antreprenorii de oriunde din România. În toate programele de la debut, de tipul Startup Nation, Femeia Antreprenor, până la cele de scale-up, întotdeauna partea de digitalizare este una dintre componentele importante care fac diferența pentru proiectele bune. Principal este, a fost acela de a întâlni, de a ne întâlni în consorțiul Valachia iHub cu ofertanții de tehnologie, cu componenta de beneficiari, autorități publice locale și firme, IMM-uri, de asemenea cu cei din centre de digitalizare din alte țări și din România și pentru a ne cunoaște mai bine, pentru a stabili proiecte în comun, pentru a găsi soluții în comun, având în vedere că aceste centre digitale vor deveni adevărate coridoare ale viitorelor dezvoltări în lumea digitală. Ce beneficii oferă acest eveniment participanților și comunității locale care a avut loc? Comunitatea locală a fost entuziasmată, am avut 125 de persoane în sală, a trebuit să suplimentăm numărul de locuri, am avut primarul Ploieștiului, am avut ministrul economiei, Ministerul Transporturilor, Autoritatea Națională pentru Digitalizare și mulți tineri, multe firme, start-up-uri, studenți. Am avut mediu academic la nivel de 5 rectori sau prorectori, deci am avut instituții de cercetare. A fost o prezență peste așteptări. Ce planuri de viitor aveți pentru dezvoltarea Valachia iHub? Planul nostru de viitor vizează să ne îndeplinim indicatorii privind satisfacția clienților, servicii către firme, către autorități publice locale. Avem peste 7 primării și ne preocupăm ca ele să progreseze prin valoarea adăugată oferită de serviciile noastre. De asemenea, avem planuri pentru IMM-uri, pentru cei care sunt în proiect. Avem planuri să aducem cât mai mulți clienți și ăsta e mesajul, veniți alături, pentru că maturitatea digitală va fi punctată în toate proiectele care vor veni și noi oferim servicii de calitate prin proiectul acesta, care este un proiect susținut de Comisia Europeană. De asemenea, am avut această parte componentă de conectare cu alte centre de digitalizare pe anumite coridoare digitale, pe tehnologiile digitale. S-a pus mult accent pe zona de cyber, deci securitate cibernetică, mult accent pe agricultură ecologică, pe turism digital, pe zona de smart city și localități inteligente, pe zona de construcții, patrimoniu, energie. Deci a fost panelurile noastre și modul în care ținuta participanților care au participat la dezbatere a adus un câștig pentru toată lumea.
și pentru noi mare experiență care trebuie în viitor, trebuie să o valorificăm. Un mesaj către cei care au participat la Valahia Hub aici. Mesajul meu este să reflecteze adânc, să rețină tot ce s-a discutat, să urmărească semnalele noastre de viitor și să fie alături de noi în viitor în proiectele noastre. Că vor avea de câștigat. Și pentru cei care văd mesajul dumneavoastră, văd conținutul acestei știri în cadrul grupajului de știri Columna TV și vor să vină alături de dumneavoastră, ce îi sfătuiți? Să ia legătura cu noi, în primul rând, cu noi, cu echipa noastră și să pornim de la nevoile concrete. Ce nevoi concrete au și ce putem să oferim noi. Suntem operativi și, zic eu, transparenți și totodată nu dorim să spunem că oferim ceva ce nu oferim. Nice to be here. I'm representing the Norwegian AI hub Nemunur, and I'm also representing an innovation company from Norway called Smart Innovation Norway. So very good to be here. Valahia eHub implementează un proiect european care beneficiază de finanțare prin programul Europa Digitală și vizează furnizarea de servicii de digitalizare și inovare în vederea eficientizării proceselor de desfășurare prin transformarea digitală impusă de evoluția tehnologiilor informaționale, multimedia și de comunicație. Mă numesc Rădulescu Irina, sunt managerul clusterului de Engineering Hub din Ploiești. Care este scopul principal al evenimentului Valahia eHub, mai degrabă Inop Pro? Scopul principal este de a aduna împreună toți actorii care sunt pe piața din, nu neapărat din județul Prahova, ci din regiune, adică autorități locale, manageri de clustere, manageri de companii, start-up-uri, chiar și facilitatori. Ce tip de proiecte sau inițiative sunt promovate în cadrul acestui hub? Încercăm să promovăm ideile creative, inovatoare și încercăm să sprijinim companiile care pot merge mai departe pe piață cu o inovație. Cum sprijină Valahia eHub tinerii antreprenori sau startup-urile? Oferim prin hub-ul nostru european, Valahia eHub, servicii de consultanță gratuite, și anume test before invest, adică testare înainte de a investi, servicii de training, servicii de consultanță privind accesul la diferite axe de finanțare, astfel încât putem să îi ghidăm puțin pentru a-și dezvolta compania. Tinerii și startup-urile au nevoie foarte mult de partea aceasta de consultanță și au nevoie, în primul rând, de finanțare. Noi putem să le oferim această posibilitate. Suntem în permanent contact cu firme de consultanță care îi pot ajuta și pot sprijini pentru dezvoltarea companiilor. Ce beneficii oferă acest eveniment participanților din și comunității locale? Din punctul meu de vedere, principalul beneficiu este acela că se creează foarte multe relații în cadrul acestor evenimente și în special în cadrul evenimentului nostru. Suntem la a treia ediție și încet, încet am crescut și am observat că din ce în ce mai mult atât companiile cât și autoritățile locale sunt interesate să participe la conferința noastră, să cunoască mai bine ecosistemul nostru și să știe care sunt noutățile din domeniul tehnologiei digitale. Domnule primar, câteva cuvinte. Cum a ajuns Ploieștiul să fie gazda acestui summit dedicat inovației și dezvoltării? Bună ziua, o să vă răspund sincer. Nu știu. Și nu e vorba că nu știu cum, din punct de vedere procedural, cum a ajuns să fie Ploieștiul gazda acestui summit InnoPro. Și faptul, mă refer la faptul că, din păcate, cel puțin în ultimele două decenii, în Ploiești n-a fost niciun efort de digitalizare și cu atât mai mult sunt absolut încântat că tot ce înseamnă zonă de business, practic, se auto-organizează, vine în Ploiești, discută despre digitalizarea inclusiv a administrației publice locale și pentru asta este o oportunitate absolut fantastică pentru Ploiești, pentru Prahova, mai ales că, din păcate, Ploieștiul nu are niciun merit în organizarea acestui summit. Semnalul pe care l-am dat astăzi este de deschidere, de acum încolo.
față de astfel de evenimente. Disponibilitatea noastră de a ne parteneria și de a deveni parteneri în promovarea acestor evenimente și, nu în ultimul rând, le-am spus participanților că avem obiective de digitalizare foarte ambițioase. Vrem să trecem practic în 4 ani, ok, poate nu total, dar de la o primărie care lucrează numai cu hârtie la o primărie care lucrează fără hârtie și, de asemenea, de la o primărie care oferă servicii publice oriunde, dar nu în sfera digitală, să trecem la o primărie care oferă toate sau majoritatea, ok, în primii 4 ani, majoritatea serviciilor publice și în zona online, astfel încât, de fapt, practic, să ajungem să avem o cetățenie digitală a fiecărui ploieștean și să nu mai fie oamenii nevoiți să umble pe la ghișeuri și să umble cu hârtii. Obiectivul final pentru orice proces de digitalizare trebuie să fie cetățean. Nu trebuie să fie primăria în sine, nu trebuie să fie angajații primăriei, nu trebuie să fie firmele. Obiectivul digitalizării la nivelul administrației locale trebuie să fie întotdeauna cetățeanul, astfel încât orice proces de digitalizare trebuie să aibă în vedere consumatorul, clientul final. Și cum am spus, ideea este să oferi servicii publice cât mai bune, cât mai rapid, și asta înseamnă digitalizare. În secolul 21, asta înseamnă digitalizare. Repet, primăria Ploiești și cred că multe alte primării din țară nu au făcut niciun fel de eforturi de digitalizare în ultimile două decenii. Dacă vă uitați așa razant, doar la site-ul, nu digitalizare, dar doar la site-ul primăriei Ploiești, o să vă îngroziți. De asemenea, o să vedeți că nu e mobile friendly. Adică chestii de-astea de bază, de cel mai jos, adică și în anii 90 aveai lucruri de genul ăsta, noi încă nu le avem și e clar, ținta, clientul final trebuie să fie cetățean.